Primăria municipiului Constanța a înființat două treceri noi pentru pietoni în cartierele kilometrul 5 și Cet, la intersecția străzilor Hatman Luca Arbore cu Meșterul Manole și Caraiman cu Ion Ursu. Măsura a fost luată de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Constanța și avizată de Poliția Rutieră pentru creșterea gradului de siguranță în aceste zone ale orașului. Înființarea celor două treceri de pietoni era necesară, mai ales că în zona străzii Hatman Luca Arbore există două stații de autobuz, iar pe strada Ion Ursu se află școala gimnazială numărul 18 Jean Bart Constanța. Au mai fost identificate și alte zone în care este necesară înființarea de treceri pentru pietoni, urmând ca acestea să fie amenajate în viitorul apropiat.